Salutare băieți și bine v-am regăsit pe canalul meu, eu sunt Zgârcea, iar astăzi revenim aparent pe Jetta San Andreas într-o misiune cu Catalina, pentru că asta este cea pe care o avem. Press tap to answer your cell phone. Stați așa că avem întâi un apel. Hey, host, I've been busy. Caesar, what's up? I can smell Nacho's oxide from a mile off. Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast. What are you talking about? Street racers from San Fierro. They meet out here to tear up the blacktop. No chota choppers. You want to make some money? Duh. Hope shit in the woods. Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. But the holiness does his business is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. Bine, frate. Bine, Caesar. Imediat. Dar întâi stai să facem misiunea cu Catalina. Gone courting. Hey, Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. Alright, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. Ce romantic. Alright, I'm coming. Deci am venit că o să se întâmple ceva foarte ciudat. Look, baby, I really need that paper. Oh my god. What in hell's name is that? Ce dracu se întâmplă? This is a rack. Rack? I'm gonna no, start to your sorry ass. No, please no. You never rack. Ce dracu se întâmplă? You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please. Ce dracu se întâmplă? I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please no. Please, baby, no. Ow. Hey. Ooh. Ow. Ow. Okay. CJ, mai vrei să jefuiești bănci? Ce dragi se întâmplă? Jess! Maybe we can go out and rob now? How was it? Ok. I knew you would like it. Look, baby, I thought we was gonna make some serious paper. Doar du-te și jefuiește-mi în o bancă și lasă-mă. Ce dracu schimb asta, man? See the way you look at me. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first. Then I will make you enough. Okay, man, deci e efectiv psihopată până la capăt, să-mi bag picioarele. De ce schimb atât de ușor acea voce de crazy? Yeah, you know man enough? Here, Carl. Satchel charges. Where the hell did you get them? Punem C4. Get inside the track betting shop. Ok, le intrăm casual cu C4 alea după noi. Open the back room door or I blow your fucking face off. Leave the panic button or I'll kill your children too. I warned you, you stupid bitch. Stupid fucking okay. Bitch. Now I no. Kill you. Eat my shit. No, press LMB to throw the satchel. Adică aici? Cred că aici. Da. Ok, hai să punem mai multe. Pana mea. When the satchel is attached, press the detonator. Get a safe. Să fie safe distanța asta? Pănuiesc că da. Get in there. Ok. Și peste presupun că tot așa. Cu un... Ok. Gata, a explodat și safe-ul. Am detonat C4-le. Whatever, let's roll. Câți bani am luat, man? Sincer, nu păreau chiar atât de mulți în acel safe. Să-mi fac picioarele. Te aștept să safe-ul unei bani și să fie mult mai mare de atât, nu? You got a wanted level. Get to the paint and spray. Ok. Gata. Acum mergem către paint and spray shop. Tăiem un pic așa drumul cât apucăm. Încercăm să nu murim pe drum către paint and spray shop. Și cu 4 stele din 6... încercăm să rezistăm. Stai un pic. Stai că aparent trebuie să o luăm așa mai pe... Oh, fuck. Stai că aici e îngrădit terenul, fii atent. E chiar așa simplu cum credeam, aparent. Ok. Teren gard care poate fi distrus. Nici nu trebuie să-l distrugem, se pare. În schimb pe ăsta, ba da. Uite acolo, gata. Sincer, era mult mai ușor să urmăresc pur și simplu drumul, dar mă rog. Pain spray. Ah, pain spray, mă scuzați. Ăla-i. Get us back to the hideout.
cops won't recognize you. Am crezut sincer când a scăzut doar la 3 stele și atât. Ok. Hai să încercăm să o luăm pe drum cât putem. Pe unde? Pe aici. Vă place, nu cum o iau eu pe drum. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. Thought you get given a lioness and you want a pussycat? No, I just want... Do you know why I act like this? No. I love Carl. A woman's heart is a tempestuous place and you will break my heart. Sometimes I want to kill us both. Please, don't do that. Just relax. Man, ce cu femeia asta? Gata, am ajuns la destinație. Carl Johnson. Here's your cut, big man. Ia, cât ne-am luat din bănuți? Ce? 2000, mă gândeam să-mi pac picioarele. Băi, efectiv, bat jocură, frate. Deci, efectiv, bat jocură. Bun, ia, ce altă misiune mai avem cu muierea asta? Made in Heaven. Ia auzi, Made in Heaven. Asshole! Damn, what I do now? Do all the fucking same, eh? I see a trecut 5 secunde! I read it in books, I hear it in music, do all the same. Fuck this, fuck that, well fuck you! Okay. Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No, no more. From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's okay. How you want it, but I mean, you breaking my heart. I'm warning you, I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Sincer, e ceva diferit față de obicei? Move! Ok, e un pic diferit faptul că... Nu știu. Cool, maybe you won't go berserk, huh? Oh, hai, urcă și taci odată. Hai, fă, urcă! Urcă! Bă, mă, eu plec fără ea să bag picioarele. Asta urcă sau nu? Hello? Bă, mă dau jos și mă urc înapoi? Ce dracu să zic altceva? Wow, în sfârșit s-a decis și ea să vină cu noi, super. Acum, gata. Give me a break. Okay. Your break is you're not on my barbecue being eaten. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Now, try to be a man this time. Drive, lover. Stai așa să nu murim în apă, că văd că urmează ceva apă pe aici. Cream că pot tăia drumul cu succes. Sunt foarte ruthless, sincer. What? If you hadn't started busting things, would have been sweet. They had to die because you were slow and stupid. Like a big fat brat that eats chocolates while his father gives nothing to his stepdaughter but still bread. What? Where'd that come from? Okay. Enough! I'm not speaking to you anymore. Hai doar să jefuim banca asta, man. Îmi place că efectiv n-a spawnat din cer. Yes'm, Miss Catalina, miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar! Now, bitch! I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. Alright, you heard the lady. No heroic shit. Ok, point of gun at the staff. N-am făcut nimic, man, what the fuck? Attention all units, some psychos are robbing the bank in Palomino Creek. Shit, I just bought another donut. Don't criminals have any consideration? We can collect that bribe later, might as well go and take a look. Ok. Păi, mai am încercat să pun țintă, dar nu a mers, efectiv. Efectiv, nu a mers. Te bănuiesc că așa trebuie să fie misiunea sau nu știu. Aha. Uite acum. Ok. Poftim, smashed, gata. Nu știu exact câți bani am luat, dar o fi bun. Nu știu, man. E bine? A, și ăla. Și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Dar tu ce pui mai faci acolo cu ăla în mână, man? A, wow. Ok, hai. Păi, dacă vrei să follow... Iisuse Hristoase, cu cine m-am aliniat în puii mei partnership aici. Na, nici măcar n-ajungem cu... Bă, man. Ăla-i. Ăla-i. Am văzut că n-a murit, bă. Bang. Oh. Nu e niciun surrounded, bă, mă, lași, mă. Prieten, cum fug pe lângă ei toți. Bup. 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 Unde mai ești? Uite-l aici. Punk.
Cum e? Ești fumată în pui mei. Boom. Și boom. Ca să fie jos cu siguranță. Încerc să nu trag după Catalina asta. Ce se întâmplă? Oh, vin alte mașini de poliție, mă rog, motociclete. Cred că-i pun un C4, să-mi bag picioarele dacă nu. Ok. Normal, hai. Bă, mă, la... știți care e singura problemă? N-am un SMG. Bă, trebuie să ne luăm neapărat, mă, un SMG, frate. Aha. Hai. Ce-am crezut că iară ne-am blocat în stand. Unique stand bonus. Absolut deloc. Poftim. Oh! Ok. No, ăla s-a răsturnat. Ce lost, man, sunt fix în spatele ei, asta... Crazy! Efectiv, crazy! Catalina surrounded by cops, rescue her and get back to the hideout. Hai. Gata, n-apă la hideout, gata. Dintr-o dată sunt important, ha? Dintr-o dată... Men are important. Ăla-i. Gata. Am ajuns la... Oh, fuck. Aproape am murit. Deci, efectiv, aproape am murit și aproape am pierdut și motocicleta și tot. Măcar suntem fix aici, la hideout. E bine. There you go. Thanks. One day, Carl Johnson, you will realize... She truly loved me, and your heart will break in two. But you are more like the spiny lizard than a man. Goodbye! Okay, goodbye. Îmi place că fugi până la jumătate de drum și după aia o mers efectiv lent. Ok, press 2 to toggle the vigilante mission. Nu-mi trebuie, vreau să mă duc la... Mr. Cesar. Cesar. Mergem după el. Să vedem despre ce curse vorbea omul meu la telefon. Ah, și aparent e chiar aproape de noi. Sincer, credeam că o să fie mai mult de mers. Ia zi. You can't enter the race with this vehicle. Ok, atunci bănuiesc că e unul în zonă, nu? You need a car to race with. Ok. Dacă nu e niciuna aici. Bă, și eu iară chior, mă, și vreo mașină pe aici de luat. Văd doar un tractor. Uite aici. Nu știu dacă e lowrider, dar cred că se califică, nu? Ca fiind lowrider. Boss, nu știu, distruiți așa la mine, doar dă-te jos, te rog, mersi mult. Și hai. Na, asta e bună? E bună. Uzi mu. Ce o însemna așa asta? Man, where is this guy? Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Hey, CJ, look. No, cine intră acesta? Where are you from, friend? I'm from Grove Street Family, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Wootsie Moo. Legat de? But my friends call me Wootsie. How are you doing? Aha, ok, este Wootsie Moo, auzi. CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. Sincer, poate fi pentru pink slip, efectiv, mă doare în cur de mașina aia pe care o am. Some. Real strange about that dude. Be careful, CJ. For sure. No, hai să vedem. Wootsie Moo versus mașina lui tractoristul ăla. Hai să o luăm pe aici. Să-mi bag picioarele. Eu iau fix pe aici. Nu știu dacă fac bine. Nu cred că fac bine. Să mor eu dacă am făcut bine ceea ce am făcut. Nu mai e așa aceeași mașină, dar... M-am chinuit să fie una cât de cât similară. Și de data asta o luăm și noi pe drum ca tot omul. Nu mai luăm iară pe toate pietrele posibile și pe din afară.
Ia, aici se schimbă un pic traseu. A, ba nu, hai că totuși e destul de lejer. Ăștia, bă, meni, iară ne-mi avut frate pe nișcare. Păi buții mu, ăla ce pui mi face? Nu era mă vorba că o să fie dificil să trec de el? Ce naiba se întâmplă aici? Așa că era să belesc acolo toată cursa. Dreapta așa scurt, ha? Bine, frate. Dă-te, fă, de aici, că sunt cursă, fă, nu vezi? Ăla nici care din spate nu se grăbește, se bag picioarele dacă se grăbește careva. Bă, măcar... Bă, mă, nici măcar nu-i mai văd, ești nebun? Bine, nu că e draw distance-ul foarte mare în jocul ăsta, dar... Stai, pe aici. Aha. Uh-huh. Și câte mai avem? Nu scrie. Dar bădesc că aici e undeva finish-ul. O, să nu intrăm prin... Ok, nu contează, se pare că putem să intrăm și prin baloți. Ok, e totuși ceva de mers, sincer. Pe aici așa, pe country road. Un pic de trafic, de obstacole. Și? Ale finish-ul nu-i finish-ul, încă mai sunt checkpoint-uri. Ok. Fii atent, aici e un pic pus jegosă, cât dacă încerci să tai drumul prea mult, te duci dracu, știi? Te răstorni, frate, cu mașina. Și? Hai că trebuie să fie finish în curând. Dar bă, dă-l dracu, cât să mai și fie. Ia uite pe ai mei unde sunt. Ia uite pe ai mei unde sunt, bă! Varză, bă! Da, efectiv, varză, frate! Unde, dragi? Aici. Efectiv mă concurez cu mine, ești nebun la cap. Bine, boss. Bine, boss. Hai, câte să mai fie, dă-l dracu. 3 checkpoint-uri. Eu așa zic. Nu știu, am așa un feeling că o să fie numai 2 acum. Hai, 1, aici îl luăm. Bang. Și 2, gata, acum ajungem la finish. Încă mai avem, bă. Frate, mai lungi cursele astea decât în Need for Speed, ce ai? Gata, finish, în sfârșit. Aha, pe bune, am spart o bancă și am luat 2000. Și am făcut chestia asta și am luat 5000. Pe bune. Uțimu. Adios, tată, sper să-mi lași mie mașina aia, sincer. Oh, chiar așa e. Mersi, tată. I'm a man who honors his bet. Adică? De mașina. Police on your ass. Listen. It's best if we clear the hell out of here as soon as possible because CJ is prea humble. The local police don't appreciate our noble spirit. Pentru un gangster. Thanks for the advice. Okay, I gotta go. Du-te, frate. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Boy. We can do a little business together. Aha, să mai tragi un pic după mine, că ai pierdut prea multe, ha? I guess that's our wake up call. Nice meeting you. Mhm. Hai că a venit polițul. Să ne luăm și noi mașinuța. Unde e mașina? Bă, unde e mașina? Bă, băi, unde e mașina? Na. Na. Ne-am luat țeapă, băieți. Ne-am luat țeapă grav. Farewell, my love. Asta e... Bă, mi se pare mie sau ăsta e tipul din GTA 3? Damn, man, now what? Big! What? What I do now? Oh, so this is where you've ce? Been, ce se întâmplă? This is how you repay my tenderness? Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Nu știu, are o rangă în mână și nu-mi place. Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love what you. The fuck? When ha, I say I'm bine. No interested no more, I mean that I love what? You. Hey, and when my... I say da that ce are cu farurile mașinii, frate? I did this for us, for me and you. It's too late. I don't love you no more.
I love another, okay? Supăreați-l pe ăla din GTA 3. Eu am avansat, boss. I cannot keep my passions hold up. They need a release. Ăsta era din GTA 3, sunt destul de convins. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? Sincer, nu. No, I can take rejection. You are jealous and a coward. Bravo, CJ. Now let's race. No. No. Iar mergem pe pink slip, frate. Îmi place după ce mi-o spart mașina, frate. Mi-o spart mașina cu ranga în pâine mie și acum... Let's race! Hai. Uite acolo babele ce ne susțin. Uite babele ce ne susțin, bă. Dacă deja suntem locul întâi, frate. Îmi place că încă farurile funcționează pentru oarecare motiv. Mă așteptam să nu, sincer. O, stai că aici e, bă, stai că asta e cu Skepsis. O, asta e jegos făcută, bă. Stai că-i văd pe ăștia din spate că vin, dar nu-mi place chestia asta. Ok. Cam nașpa cu frânele, bă, aici. Cam nașpa cu frânele, mă. Îmi trebuie fixul ăla, bă, man, să pot să repar, să nu mai frâneze drept. Mă rog, hai că ne-am descurcat până la finalul cursei măcar. Aha, pe aici o luăm pe drumul ăsta, așa, forestier. Sau, mă rog, montan sau ce neba o fi. În spate nu mai e nimeni. Deci eu mă simt safe, sincer, în cursa asta e din nou. Mi se pare mare prânză. Ăla-i. Eu mă duc așa, tai drumul. Să sperăm că nu fac un rahat. Era să îl fac. Sincer să fiu cu voi. Hai CJ, că n-ai luat-o bine, CJ. N-ai luat-o bine, încearcă să recuperezi cât mai repede, boss. Să nu pară că nu te pricepi. Bagă tare, CJ. Vezi, pe mie așa-mi plac cursele, frate. Să avansez eu și eu, lăsa să rămână toți în urmă. Să n-ai bă nici care nicio șansă, așa e fain în viață. Să crezi că ești tare. Că de fapt nu ești. Ia, încă un checkpoint înainte. Fleischberg sau cineva. Nu știu ce înseamnă sau ce reprezintă acea clădire, mă rog. Ia uite că avem totuși ceva bănuți, acum observ. Iată, 27.000 aproape. Bă, mă lași. Stai. Da, mă gândeam că o să fie așa, deci eram convins, frate, să-mi bag picioarele. Dar nu apar încă ea nici acum. Deci cu ei pasă, sincer. Mă gândeam că o să fie jegul ăla de gard acolo care să mă încurce. Cum se viclenește așa checkpointurile astea? Hai că e bun. Gata, ăsta trebuie să fie finish-ul, băieți. Ăsta trebuie să fie. Dar s-o dreacu deja, suntem iară de 3 minute în cursă. Ne-am luat viteza acum. Hai că trebuie să terminăm cursa cu stil. Ăla-i, gata, finish line-ul. Și bang! New best position. Number one, băieți, din nou. Ca să vezi. Cine-i șmecher? Eu sunt șmecher și șofer bun. Jew had the unfair advantage. Da, că mi-ai spart farurile sau care avantaj? Jew think you're clever. But it is you who is missing that point. Hai, serios. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. Okay. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Super. Nici eu, sincer. Hey, wait a minute, bitch. What is this shit? The deed to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Aha. Ce te atrebă? Ce te atrebă? E clar. E claros. Sincer, mișto că ori băgați easter egg-ul ăsta așa în joc. Goodbye! Goodbye și ție, domnișoară. Nu, acum primesc mașina și eu. Hai că am primit-o, bă, până la urmă. Hai că am primit-o.
Mission passed. Bun. No, acum pot și eu să fiu om normal, să-mi duc și o mașină undeva să-mi o salvez, să puii mei? Sau nu? N-am voie. Hai aici să-mi salvez și eu mașinuța, nu? Zic. Că până în afară de asta, hai să vedem că sigur avem ceva apel. Da, eram sigur. Că n-aveam nicio misiune, n-avea cum să nu. Hey, Carl, dude. Now I got the little mau-mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. Ok. Cine era ăla? Tenpenny? Nu știu, man. Habar n-am. Nu știu. Hai să mergem să ne dăm și noi un save frumoșel. De asta hai să văd, chiar sunt curios. Ah, the truth. Ok, the truth. Ok, bun. Asta e prăjitul ăla, nu? Perfect. Nu știu exact unde e garajul aici. O să... Ah, ăsta e garajul, nu? Ăsta trebuie să fie. Gata. Ne-am parcat mașinuța, băieți. Ne dăm un save. Și... uite așa, în game și noi astăzi episodul, dar nu înainte să... I got the lowdown on Smokes, yay! Where it is every Monday and Friday the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the yay back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for them. See if I can't spoil their little party. Alright, man. Bun. Și aici încheiem episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să aruncați acolo un like, un share și un subscribe. Mă ajută enorm de mult. În rest... cam atât am avut de zis, sugestiile le lăsați jos în comentarii, vă citesc comenturile, bineînțeles, deci orice vreți să spuneți, scrieți acolo și dacă vreți să mă înjurați, înjurați-mă acolo în comenturi cât vreți. În rest, atât am avut de zis. Eu am fost Ghircea, vă salut, data viitoare, ne revedem pe canal, sunteți cei mai tari, adios.